Cum astăzi, 1 iunie, este sărbătorită Ziua Internațională a Copilului, autoritățile județene din Gorj s-au hotărât să le ofere acestora în dar posibilitatea de vaccinare fără programare. Astfel, în incinta molului din municipiul Târgu Jiu, Direcția de Sănătate Publică împreună cu instituția prefectului și Inspectoratul Școlar Județean Gorj au organizat un maraton de vaccinare destinat tinerilor care au împlinit vârsta minimă de 16 ani. Doritorii au completat cu ceva timp în urmă o cerere către diriginți cu acordul părinților, iar astăzi s-au prezentat la centru pentru a li se administra serul. Conform prefectului de Gorj, Corneliu Răducan Morega, maratonul de vaccinare organizat astăzi pare a fi un real succes, iar oficialul anunță că astfel de campanii vor mai urma unele și în localitățile din județ. După câte se vede, a început sub auspicii bune, există destul de mulți doritori, ați văzut și la rând, vedeți și aici în zona de așteptare. Sperăm să fie o campanie încununată de succes și vă spun că se vor mai repeta astfel de campanii, pentru că este nevoie să ne vaccinăm în număr cât mai mare. Începând de săptămâna viitoare, o să începem să mergem și prin județ, așteptăm de la primar să ne trimită listele cu persoanele dornice și în funcție de numărul acestora vom face trasee prestabilite cu anumite ore. Sperăm să fie o acțiune de succes și aceea. Tinerii prezenți la centru susțin că au venit să se imunizeze fie pentru a fi cât mai liberi, fie să fie în pas cu prietenii, ori la îndrumarea părinților și profesorilor. Poți să-mi spui și mie ce te-a îndemnat să vii astăzi aici să te vaccinezi? Profesorii, părinții și prietenii. Cum ai aflat de această campanie de vaccinare chiar de ziua copilului? De la profesori. Ne-au încurajat să-l facem. Majoritatea prietenilor s-au vaccinat și am zis să fiu și eu în pas cu ei. Ce vârstă ai? 17 ani. Și de unde ai aflat de această campanie de vaccinare? De la școală, prin intermediul doamnei director. Să fiu cât mai liber pe afară. Asta. Ai încredere în acest vaccin? Consider cumva că este singura șansă de a reveni la normalitate? Da, este cam singura șansă. Câți ani ai? 17 ani. Și tu de unde ai aflat de această campanie de vaccinare? Tot de la școală, ca prietenul meu. Tinerii s-au prezentat la centru alături de părinți care la rândul lor au optat deja pentru imunizare, considerând că vaccinul este singura șansă de a reveni la normalitate. Considerați cumva că vaccinul este singura șansă de a reveni la normalitate? Să sperăm că asta va fi singura. Aveți încredere în acest vaccin? Da. Centrul funcționează astăzi până la închiderea spațiului comercial, astfel că doritorii au suficient timp pentru a primi doza de ser. În ceea ce privește rapelul, în cazul în care nu sunt în localitate în acel moment, trebuie știut faptul că li se poate administra a doua doză la orice centru de vaccinare din țară cu dovada care să ateste că li s-a administrat prima doză.